Ia, hai să mergem la treabă, să mai continuăm cu... Aule. Se trece la altă operațiune. Dezafectarea vechiului traseu de apă. Să nu tragi sprijinul ceva, da? O țin asta, fac eu. Doar că, printre zgomotele de flex, para se auzi și alte zgomote. Ceea ce oprește pe toată lumea din lucru. Ce? Hai, Ili! Cum mă duc, tată? Hai, vin încoace! Păi dacă stăm așa acolo... Vai, nu mă bag acolo! Cum? Păi să eu lucrez singur? Păi așa, băiețel, n-ai tu în viitor. Nu sunt foarte confortabil cu subsolurile și mai ales cu dihănile care trăiesc în aceste locuri. Dar ce te sperie la ușoarece? N-am, e o frică irațională, așa. Până la urmă, șeful sub acoperire își ia inima în dinți și coboară în subsol, unde îl ajută pe Ionel cu restul operațiunilor. Acum îți arăt și cum se izolează. Pentru a putea porni furnizarea apei calde în bloc. Stați în jos, ne înșertăm. Nu te teme că nu ne înșertăm, mai bine am cunoscut dacă ne înșertăm. Și cearta fără bataie, ca nunta fără lăutare. Eu bataia mai luat, așa că nu mă tem prea tare. Ce, de când s-a inventat foga, nu mai e bataie? Nu mai. Păi, figură mare Ionel ăsta. Timpul trece repede, face haznicaz. El e... Cam asta e lucrarea într-un subsol. Dacă închideam ochii și l-auzeam vorbind, puteam să-mi imaginez că lucrează pe o plajă și servește bere prin pe acolo. Era foarte jovial, nu era deloc crispat. Mi-a plăcut asta, mi-a dat așa un sentiment de liniște, cumva. Dacă au făcut plăcere să lucrez cu mine, să lucrăm împreună, da. Succes, dacă... Mulțumesc mult! Mai sunt lucruri de îmbunătățit. Partea de echipamente o voi analiza cu colegii noștri și sunt sigur că putem aduce plus valoare în segmentul ăsta.